În cursul dimineții de luni, 27 iunie, Consiliul Local a fost convocat pentru ceremonia de investire a primarului ales, Dan Laurențiu Leoreanu, pentru un al treilea mandat. În sală au fost prezenți 16 consilieri investiți în funcție vineri, 24 iunie, șefi de servicii și birouri din cadrul primăriei Roman, reprezentanții ai societăților comerciale locale, directori ai unităților școlare. A fost intonat imnul de stat al României și cel al municipiului Roman. Un sobor de 4 preoți în frunte cu protopopul Dragoș Munteanu a oficiat o scurtă slujbă religioasă de binecuvântare a noului Consiliu Local. Binecredinciosul poporul mânde pe tutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească așezământul acesta, cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Președinta judecătoriei Roman, judecătoarea Mirela Giurgilă, cea care a fost și președinta biroului de circunscripție electorală, a dat citire hotărârii judecătorești de investire în funcția primarului ales al municipiului Roman, anunțând respingerea contestației candidatului independent Norocel Harabagiu. Judecătoria Roman, prin sentința civilă numărul 1789, pronunțată la data de 24 iunie 2016, a hotărât. Respingerea neîntemeiată contestația formulată de candidatul introdus în cauză Caravagiu George Norocel, în baza articolului 101 alineatul 2 din legea 115 pe 2015 actualizată și articolul 58 alineatul din legea 215 pe 2001, validează alegerea în funcția de primar al municipiului Roman a candidatului Laurențiu Leoreanu din partea Partidului Național Liberal. Primarul Laurențiu Leoreanu a rostit în fața Consiliului Local jurământul de credință și a promis că împreună cu membrii Consiliului Local va trece la materializarea proiectelor promise în timpul campaniei electorale. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Pornim de luni, așa cum este orânduit la început de săptămână, într-un mandat nou, cu un consiliu nou și cu un primar care astăzi a depus jurământul în fața dumneavoastră și prin intermediul presei și în fața locuitorilor municipiului Roman. Plecăm la drum cu cele mai bune gânduri de a continua programul de reconstrucție, de dezvoltare a municipiului Roman. Sunt convins că vom face echipă bună și vom lucra, vom veni cu proiecte dintre cele mai frumoase, dintre cele mai generoase pentru locuitorii acestui municipiu. După ceremonia de investitură, consilierii prezenți au ciocnit o cupă de șampanie și și-au urat reciproc succes în mandatul care începe, pus în slujba cetățenilor din Urbea Mușatină.